Astăzi are loc ședința Consiliului Local al lunii septembrie, convocată de către primarul orașului Comănești. Este întrunită majoritatea. Sunt prezenți 17 consilieri fizic aici în sală, iar doi prin intermediul online. Fiind întrunită majoritatea, ședința și poate întrunită. Rugăm pe domnul primar să ne ajutăm. Bună ziua, vă spun și eu și bine ați venit la ședința de astăzi, unde vă voi prezenta ordinea de zi a acestei ședințe. Proiectul numărul 1, proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024. Proiectul numărul 2, proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli la Spitalul Rășinescu Ioan Lascăr Comănești pe anul 2024. Proiectul numărul 3, proiect de hotărâre privind aprobarea modificării listei obiectivelor de investiții la Spitalul Rășinescu Ioan Lascăr. Proiectul numărul 4, proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 la serviciul local Ecovalea Muntelui Comănești. Proiectul numărul 5, proiect de hotărâre privind contracte de concesiuni și închirieri. Proiect de hotărâre privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice din cadrul Colegiului Tehnic Dimitrie Ghica Comănești. 7. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului orașului Comănești și al serviciilor publice subordonate. 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice de funcționare pe timp de război pentru aparatul de specialitate al primarului orașului Comănești și pentru serviciile publice subordonate. 9. Proiect de hotărâre privind scutirea de la plata accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare restante la 31 august 2024 datorate bugetului local al orașului Comănești de persoane fizice și juridice. 10. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al orașului Comănești în consiliile de administrație și în comisiile de evaluare și asigurarea calității în unitățile de învățământ din orașul Comănești. 11. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui apartament aflat în domeniul privat al orașului Comănești de sub Bacău. 12. Proiect de hotărâre privind scoaterea unui imobil din administrarea SECE APA SF Troturi SRL. 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului de acord de parteneriat privind înființarea unor puncte de returnare a ambalajelor SGR pe raza orașului Comănești. 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții, dezvoltarea rețelei inteligente de distribuție a gazelor naturale la nivelul orașului Comănești de sub Bacău, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții Angel Salini, precum și asumii reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului. 15. Proiect de hotărâre privind modificarea HR numărul 2 din 30.1.2024, privind acordarea unei subvenții din bugetul local al orașului Comănești pentru finanțarea funcționării serviciului public de salubrizare. 16. Proiect de hotărâre privind modificarea unor suprafețe pentru imobile înscrise în cartea funciară cu numărul 64237, 61497, 61475 și 64145. 17. Proiect de hotărâre privind darea la administrarea unei suprafețe din clădirea Centrul 5 Comănești, proprietate publică a orașului Comănești, către Agenția Națională a Zonei Miniere a Montane. 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii exercitării dreptului de administrare de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău a unui imobil situat în orașul Comănești de sub Bacău. 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general faza proiect tehnic pentru proiectul achiziția unor sisteme inteligente de management urban al orașului Comănești de sub Bacău, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, componenta 10, fondul local, cod proiect C10-11-1-2317.
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul construire și dotare spital materno-infantil la Spitalul Rășinescu Ioan Lasca, Comunești, de Bacău. 21. Proiect de hotărâre privind acordul pentru lucrarea, sporirea gabaritului pe verticală la pod kilometru 74-887, linia Ajut Siculeni, expertiză și Dali, investitor, Compania Națională de Căi Ferate București, CFRSA. Și 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, faza proiect tehnic pentru proiectul construirea, echiparea, operaționalizarea și funcționarea unui centru de zi pentru seniori în oraș Comănești de sub Bacău. 23. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință. Cam asta e ordinea de zi pe astăzi, pentru care vă rugăm să luați pe prevază, cred, domnul președinte, și să se puneți spre aprobare. Bună ziua, vă spun și eu. Supunem la vot procesul verbal al ședinței din data de 13.08.2024. Cine este pentru? Împotrivă? Abținem? Mulțumesc. Supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Mulțumesc. Menționez că la punctul 21 nu particip la vot. Dorește să anunț la punctele 11 și 12 nu particip la vot. Și eu nu particip la vot la votul 10. Da. Mulțumesc. Primul proiect de ordine de zi, proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024. Domnișoara director economic mi-a prezentat proiectul de hotărâre. Dacă mai sunt alte discuții, dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abține, mulțumesc. Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli la Spitalul Rășenescu Ioan Lasca Comănești pe anul 2024. Proiectul a fost prezentat în cadrul comisiilor. Dacă mai sunt alte discuții? Dacă nu, supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă, abține. O abținere. Proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării listei obiectivelor de investiții la Spitalul Orășenescu Ioan Lasca Comănești pe anul 2024. De asemenea, proiectul a fost prezentat în cadrul comisiilor. Dacă nu sunt alte discuții? Aș vrea să argumentez abținerea, dacă se poate, preț de 2-3 minute. Pentru că de ani buni acestea are o conducere interimară neperformantă, schimbată periodic, formată din oameni insuficient pregătiți, puși de dumneavoastră și care să vă execute orice deciziile. Mai mult de atât, conducerea interimară execută tot la indicațiile noastre o formă de epurare a cadrelor medicale care au demnitatea să se opună hotărârilor uneori abuzive, astfel că numai în ultimul mandat, din informațiile mele, au fost dați afară peste 20 de doctori și 26 de asistenți. Vă auziți când vorbiți? Vă ascultați? Oricum ar putea fi acest spital performant sau ce în clasificare dacă managementul este format din oameni fără expertiză și constant sunt concediați sau forțați să plece medici și asistente. Nu în ultimul rând, vă întreb cum ar putea deveni rentabil și în așa situație mai ales că la 10 km avem un spital mult mai performant, clinic de urgență, după cum bine știți, de la Moinești, unde serviciile medicale sunt mult mai complexe și performante. Cine este doamna militară? Cu ce se ocupă concret? Ea trece, practic, cu vederea o serie întreagă de lucruri care nu funcționează, în schimb nu-i scapă nimic când e vorba de oameni care au ceva de obiectat. Împreună cu stafful său, s-a baricadat la etajul 3, încât niciun pacient nu poate ajunge să facă vreo reclamație sau vreo sugestie. Ce expertiză are această doamnă și cum ați angajat-o, având de vedere că are un dosar penal pentru corupție la primăria Slănic Moldova, care zace la sectar, probabil așteptând să fie preasat prin prescripția faptului. Cum poate funcționa și mai ales performa managementul unui spital cu oameni angajați, cu jumătate de normă, de la salubritate sau de la PASEV, respectiv doamna Pigăriș sau domnul Mititelu, cealaltă jumătate fiind acoperită de doctorul Bogdănescu, de a cărei imagine vă folosiți luându-l de la spital și întrerupându-l de la actul medical, pentru a-l întâmpina pe dezvoltatorul imobiliar Maurer când aterizează cu elicopterul pe stadion.
Drept urmare, mă întreb, nu cumva există un lanț al slăbiciunilor prin care profitați de obediența acestora ca să acoperiți tot felul de măsuri bizare luate în spital și nu numai? Cred asta pentru că acest mod de lucru îl suspectez de foarte multă vreme și în celelalte instituții subordonate primăriei. Mai mult de atât, ce surprize bândă mai au anumite sesizări trimise de oameni la anumite instituții de control, dacă în decursul celor 5 mandate, chiar din spusele dumneavoastră personal, v-ați făcut prieteni în rândul organelor de control. Rog ca pacienții de la Comănești să fie chestionați de Ministerul Sănătății, prin SMS, dacă au fost tratați corect în spital și dacă au fost nevoiți să dea șpagă vreodată, chiar și în rândul pacienților cu internare de o zi. Numai recent, pe 23 august, a plecat un medic diabetolog. Acum, pe 1 octombrie, pleacă un radiolog. De asemenea, l-ați concediat abuziv pe doctorul But, care simțindu-se nedreptățit, a dat în judecată spitalul. Ei, ce să vezi, chiar de recent mi-a să-i chemat înapoi pe post. În ciuda acuzațiilor afirmate de dumneavoastră, la ședința precedentă, conducerea spitalului, spunându-i că reintre în toate drepturile avute anterior concedierile abuzive. Cum faceți reintegrarea sa din punct de vedere juridic? Apoi, retoric, mă întreb dacă ceilalți doctori dați afară din spital ar fi avut tăria să vă dea în judecată pe dumneavoastră sau pe cei din conducerea spitalului, nu cumva situația spitalului și poate a multor pacienți ar fi fost mult mai bună? Cum se face că aceste cadre medicale au fost date afară pentru că nu au performat, la noi însă performează cu succes, nu au performat la noi, scuze, însă performează cu succes la Bucuși, Onești, Băinești, Bacău, în spitalele în care primarii nu se amestecă în managementul de specialitate. Scuze? N-am auzit ca doctorul Cotileț sau Poiană de la Bucuși să fie sufocați de intervențiile primarilor în fiecare miercuri la raport. Sau în fiecare zi. Paradoxal, în ciuda investițiilor masive, că aveți obicei să mergeți des acolo, deci paradoxal, în ciuda investițiilor masive din spusele unor pacienți, deduc că spitalul stă mai rău decât pe vremea simpaticului doctor Mânza, care de asemenea avea mare încredere și așteptări în ceea ce vă privește. Când nu era aparatură, dar atunci erau medici. În prezent văd că situația e cumva inversă. În prezent văd că și izvorul de la Floreasca am secat și mulți doctori sunt aduși din Republica Moldova. Și sper ca măcar aceștia să fie lăsați în pace să-și facă meseria cu profesionalism. De ani de zile, din cauza modului greșit în care ați înțeles să stăpâniți acest spital, asumându-vi ca pe o ctitorie personală, de parte l-ați făcut de la zero cu bani proprii, spitalul a devenit o povară imensă pentru bugetul local, chiar și după terminarea lucrărilor de reabilitare, căci acesta are multe neconformități, uși înguste pe unde nu încap tărgele, sau am aflat că apa reziduală de la dușuri se prelinge prin salon. Iar noi aici, în cele, votăm să alocăm fonduri pentru lupta împotriva bolilor nosocomiale. Ortopedia nu folosește blocul operator, deși are un medic de la Floreasca și un artroscop, căruia îi expiră garanția nefolosit. Apoi spitalul duce... Mai am câteva rânduri, vă rog frumos. Apoi spitalul duce lipsă de anumite substanțe reactivi, consumabile, în schimb cumpără din bani publici aparatura care în unele cazuri zace de multă vreme, nefolosită sau este folosită preferențial. Și întreb nu cumva la achiziții se încasează comisioane și bonificații de la furnizori. Acestea fie chiar un scop în sine, aceste achiziții, chiar dacă aparatura zace din lipsă de doctor. De asemenea, pentru oftalmologie, aparatura a fost refuzată pentru că nu corespunde cerințelor medicului. Toate acestea, enumerate, au ca efect crearea unui stări de tensiune generală în spital, iar medicii sunt stresați, nemulțumiți și, drept urmare, există riscuri majore de malpraxis. Sistemul informatic furnizat de ICMED este cu mari carențe de securitate. Datele medicale ale pacienților putând fi văzute de orice cadru din spital și dumneavoastră inclusiv ați păzit. Înțeleg că această firmă a furnizat și softul în cadrul primăriei. Și atunci vă întreb, cât de sigur sunt păzite informațiile cu caracter privat ale cetățenilor? În concluzie, având în vedere că în primăria Comănești posturile de auditori interni nu au fost ocupate chiar de asemnărat acest aspect de multă vreme, funcția de audit nu mai este exercitată de cel puțin 2 ani. Primarul UAT Comănești a declarat în cursul anului 2023 că a externalizat funcția de audit public intern prin alocarea unui contract de audit intern cu o firmă de audit financiar
din afara instituției, da? Aspect care nu este permis de legea 672 din 2002, privind auditul public intern, conducând la irosirea de fonduri publice în acest sens. Există, se pare, o structură în cadrul Spitalului Ioan Gasper, totuși, dar despre care nu știu mare lucru. Dar o să aflu. Solicit prin prezenta opinie politică dispunerea unei măsuri de audit ad hoc realizată de Curtea de Conturi, având obiective ca execuția bugetului de venituri și cheltuieli la Spitalul Comănești, respectarea prevederilor legale în ce privește calificarea personalului și raporturile de muncă ale personalului spitalului, stabilirea limitelor de intervenție al conducătorului UAT Comănești, respectiv dumneavoastră, în atribuțiile întregului spitalului, dispunerea unei misiuni de control realizată de Unitatea Centrală de Armonizare a Auditului Intern din cadrul Ministerului Finanțelor, cu obiectivul evaluarea procedurilor de audit intern ale structurii de audit din cadrul Spitalului Ioan Gasper Comănești, aplicate în cadrul misiunilor de audit efectuate de către structura de audit din cadrul acelui spital. Și trei, ultimul aspect, ca să vă mai solicit trădarea, realizarea unui audit energetic cu privire la calitatea și conformitatea materialelor folosite la realizarea întregului ansamblu de clădiri ale spitalului în cauză de către ISC sau alte instituții de profil. Vă mulțumesc. Domnul președinte, dacă îmi permiteți, deși nu face parte din ordinea de zi de astăzi, îmi pare rău că nu, conform legii, nu vă pot numi pe dumneavoastră manager, că v-aș numi manager de mâine începând, să ne dați clasă la ce performanță ați putea dumneavoastră să executați, să faceți. Dar de unde știți dumneavoastră că am dat afară 20 de medici? De unde ați scos gogomânia asta? Pentru asta vă pot da în judecată, pentru că eu nu am dat afară niciun medic. Eu am adus în Spitalul Comănești 40 de medici, 50 de medici, eu am adus. Și în momentul ăsta sunt în discuții cu numeroși medici care vor să vină la Spitalul Comănescu. Medicul diabetolog de care spuneți dumneavoastră, care pleacă, nu pleacă din cauza mea, acel medic pleacă din cauza că nu mai vrea să lucreze în sistemul de stat. Vrea să lucreze în sistemul privat. Și a exprimat acea dorință, nu știu cum o cheamă pe doamna doctor. Cum o cheamă? Cobzariu. Doamna doctor Cobzariu pleacă pentru că așa a hotărât dumneavoastră. Și toți medicii care pleacă, care au mai plecat, dar puțin la număr, îi numărăm pe deget de la o mână, dacă sunt și pe deget de la o mână, acei medici pleacă pentru un salariu mai mare, pentru, spre exemplu, medicul radiolog, care este medic rezident și are contract cu spitalul și ar trebui să rămână la noi la spital, a dat examen, a dat concurs la spitalul TBC Bacău, nu știu, spitalul de pneumofizioterapie, nu știu ce. Bun, și acolo, în afară de salariul care îl are aici, mai are un spor, pentru că e spital TBC, mai are un spor de 85% sau 100%. Cum poți să-l obligi pe un medic care poate să ia salariul dublu, în altă parte, să-l obligi să rămână aici? Dar și vă mai pot da exemplu și de alți medici care sunt câțiva, v-ați spus, pe degete la o mână. Dar dumneavoastră câți medici ați adus la Spitalul Comănești, domnul consilier? Ați defăimat acest spital de când ați intrat în Consiliul Local, din prima zi și până în ultima zi în care... Vă rog, acum lăsați-mă pe mine. Deci eu v-am lăsat să vorbiți. Acum lăsați-mă pe mine. Ați defăimat acest spital din prima zi până în astăzi, când s-ar putea să fie ultima ședință, poate nu știu, acum vă mai fi una. Câți medici ați adus dumneavoastră la Spitalul Comănești? Care este aportul dumneavoastră privind îmbunătățirea calității și a, nu știu ce, a Spitalului Orășinesc Ioan Lascăr? Care este atributul dumneavoastră în acest sens? Ce așa mare filozofie ați făcut dumneavoastră? Ați făcut vreo pictură pe la spital? Că altceva în afară de picturi nu vă prea pricepeți. Ce picturi ați făcut dumneavoastră la spital și sunteți așa de nemulțumit că nu v-a fost afișată pictura respectivă? Dumneavoastră vă băgați nasul acolo unde nu vă pricepeți. Și vă spun lucrul acesta. De ce? Pentru că 90% din ședințele pe care le-am desfășurat în toată perioada mandatului, când dumneavoastră ați fost consilier în acest Consiliu Local, v-ați abținut.
V-ați abținut că nu vă pricepeți, v-ați abținut că nu e nu știu cine pe nu știu ce post, v-ați abținut că nu ați fost informat nu știu care. Deci și la ședința de astăzi, dumneavoastră, ca de obicei, vă abțineți. Vă abțineți pentru că dumneavoastră credeți că ăsta e rolul unui consilier local, să vină la ședințe să se abțină. În momentul în care aveți o nelămurire, v-am rugat de fiecare dată să-mi cereți personal date și problemele pe care dumneavoastră le considerați nelămurite, să vă spun despre ce e vorba. Ce așa mare filozofie? Spuneți de nu știu ce medici că pleacă, nu știu ce management, doctorii. Știți, toți doctorii care au dorit și care doresc să fie numiți manageri în spitalul Rășinescu Ioan Lascăr, au fost numiți manageri. Toți cei care au dorit să participe la concurs pentru funcția de manager la spitalului au participat la concurs. Au fost manageri și cu concurs și numiți și în tot felul. Au fost manageri și pe parte medicală, dintre doctori, au fost manageri și economiști și juriști, așa cum permite legea la ora aceasta. Ce ilegalitate am făcut că am numit un manager așa cum prevede legea? Ce ilegalitate am făcut? Este o ilegalitate în esență, problema este că se dau un merge foarte greu, merge foarte... Dar cum merge greu? Adică, cum merge greu? Care-s lipsurile? Care-s lipsurile? O mulțime. Care-s lipsurile? Spre exemplu, care-s lipsurile? Care-s cadrele medicale care-s nemulțumite? Care-s cadrele medicale? Cadrele medicale nemulțumite sunt cele care nu au performat, poate. Cărora li se cer indicatori, cărora care au venit pacienții în spital să se adreseze, au fost alungați pacienții și nu au fost tratați corespunzător. Este vorba de un caz singular. Un caz care s-a întâmplat deodată la nu știu cât timp. Sau vă bag în cap doctorul Chiru, care într-adevăr i s-a terminat contractul de prestări servicii când a avut contract de angajare și în urma prestărilor foarte proaste care l-a făcut, nu i s-a mai putut la contract, pentru că lua 200 de milioane salariul, bani în mână. Iar doctorul Bud a fost dat afară pe motivele care le-a considerat spitalul, conducerea spitalului, și a fost rechemat tot pe conduci pe cazul acesta, pentru că și-a angajat avocați, a venit cu tot felul de chestii și zice că îl primește înapoi. Habar nu am de când și cum îl primește înapoi. Foarte bine, să vină să performeze. Ăsta este rolul Spitalului Comănești. Să vină să performeze, să demonstreze că este unul dintre cei mai buni medici. Dar știți cine l-a adus pe doctorul Bud în spital? Domnul Consiliu? Da, eu l-am adus, domnul. Domnul Lascăr i-a recomandat. Domnul Lascăr a făcut cunoștință cu el când a venit la... Deci domnul doctor Bud a fost adus în Spitalul Comănești de subsemnatul. Domnul profesor Lascăr l-a cunoscut pe domnul Bud pe data de 10 mai la inaugurarea spitalului. Despre asta e vorba. Dumneavoastră vorbiți despre un medic sau alt medic de care ați auzit din zbor sau vă băgat tot felul de minciuni prin ureche unui alții. Aveți curajul să-mi dați hârtia asta oficial? Mie. Vă rog să-mi o trimiteți oficial, exact cum ați citit-o. Pentru că pentru că este o opinie politică. Opinie politică. Opinie politică nu ne putea. Dar asta înseamnă că nu spune niște adevărul. Adevărul. Opinia politică nu se poate arăta. Toate bălăcărelile care le-ați făcut în campanie electorală și toate filmările care v-ați făcut selfie la toate localele care le-ați făcut dumneavoastră, alea sunt acționabile în judecată și în instanță, domnul consilier. Alea sunt instanță, să știți. O să vă aștepte zile grele. Pentru că dumneavoastră să faceți afirmații despre mine, despre familia mea, despre apartamentul, că nu e a meu, că nu-i trecut, că e trecut, vă luați de familia mea, vă luați de fica mea, vă luați de cei care vă luați, ba da, pentru că acolo locuiește fica mea, domnul consilier. Ce vă interesează pe dumneavoastră unde locuiește fica mea în București? Vă duci și vă faceți selfie prin fața apartamentului, că ați fost dumneavoastră odată acolo. Am făcut cea mai mare greșeală că v-am invitat și v-am dat o cană de apă acolo. Da, o singură dată în viața mea am greșit și eu. Și dumneavoastră aveți acest tupeu nesimțit
să veniți să mă bălăcăriți de fiecare dată? Am afirmat realități. Nu realități, domnule, astea sunt bălăcăreli de ale dumneavoastră. Iar acum continuați cu bălăcărelile pe partea spitalului, unde orașul Comănesc se mândrește cu cel mai frumos și cel mai performant spital. La urechile mele, personal, persoane, vin și mulțumesc pentru felul cum a fost tratat în spital, pentru felul cum sunt de profesioniști și de săritori medici când vin la urgențe, când apelează la servicii de urgență și așa mai departe. Dar nu poți dintr-o mie de cazuri să vii să-i mulțumești chiar pe toți. Ia ca să găsești unul care e nemulțumit. Și ăla se adresează, mi se adresează tot mie. Și este obligația mea ca eu să vin în întâmpinarea acelei persoane să mă interesez cine era de serviciu în ziua respectivă, ce asistent era, ce medic era, de ce nu a fost tratat, de ce a fost tratat așa urât și așa mai departe. Cum v-am mai explicat, cazuri când a venit omul și a stat de dimineață de la ora 9-10, când a căzut dintr-un copac, dintr-un cireș și a stat acolo până seara la ora 21 și nu i s-a dat o cană de apă. Și lângă el a venit cineva cu accident vascular cerebral și trebuia să-i fie făcut, să-i spună Pampers și infirmiera sau chiar acolo, nici n-a vrut să audă, să vină familia să-i pună. E de râs, domnul consilier, pentru dumneavoastră. E de râs. Pentru dumneavoastră e de râs. Gândiți-vă că și dumneavoastră aveți părinți în vârstă, aveți părinți în vârstă și să știți că accidentul vascular cerebral se poate întâmpla și la unei persoane tinere. Nu neapărat să fie în vârstă. Nu neapărat să aibă 80 de ani, poți să aibă și 30 și 20 și 70 de ani. Chiar acum spunea de o fetiță, de o fată de 24 de ani, care a făcut accident vascular cerebral. Ce vorbim noi aici? Dar dumneavoastră știți că eu acum am negociat și am adus încă un al doilea medic neurolog? Știți lucrul acesta? Nu știți. Știți că ne străduim să aducem medici la urgență, la servicii de urgență? Știți lucrul acesta? Nu știți. Noi facem toate demersurile din lumea asta să aducem medici. Și așa cum v-am spus, 90% din medici, și din Moldova, domnul, și din Republica Moldova. Dumneavoastră din Republica Moldova, câți ați adus? Câți medici ați adus la Spitalul Comănești? În afară de a defăima, de a huli, de a urâi Spitalul Comănești, cu cine mai aveți dumneavoastră? Repet. Domnul consilier, v-am adus să vorbiți, așteptăm să vorbească la primarul, ca așa. Da. N-are rost să ne complicăm cu asemenea oameni și gândiți-vă că pentru 3 voturi, doar pentru 3 voturi, a intrat în următorul Consiliu Local. Doar pentru 3 voturi. Ați luat mai puține voturi decât Tamba, domnule. Dumneavoastră, Tamba era de unde era venit, ce-o făcut, o pleca, pe unde o pleca și o schimba și nume și tot. Și era și atunci tot de dumneavoastră sfărărit. Iar acum, dumneavoastră, ați avut mai puține voturi decât Tamba. Ca să vă înțelegeți, dumneavoastră ați intrat în locul lui Tamba și Tamba era mai înțelept și cupla mai ușor la proiectele de hotărâri, vota, nu se abținea non-stop, se abține. Eu cine? Când votăm, așa ar trebui să întrebați, domnul președinte, în afară de domnul Sarca, mai e cineva care se abține? Asta ar trebui să fie adresarea în Consiliul Local. În afară de domnul Sarca, mai e vreun consilier care se abține? Că numai cu abținut ați fost. Un mandat întreg sau jumătate de mandat cât ați fost, numai cu abținut. Și vă urez succes la vă abține în continuare. Pentru că Consiliul Local nu este constituit să ne abținem aici în totalitate, domnule. Nu este constituit să spunem tot. Eu nu mă pricep, eu nu știu, eu nu cunosc. Este făcut Consiliul Local ca să luăm decizii, să hotărâm lucruri importante pentru dezvoltarea orașului Comănești. Deci, pentru asta suntem noi aici. Și dacă vreți să veniți, veniți și spuneți. Dumneavoastră când veți veni să-mi arătați, uitați domnul primar, uitați stimați colegi din Consiliul Local, eu am putut să negociez, să discut și am adus un medic. Cardiolog, neurolog, ortoped, chirurg, diabetolog sau ce vreți dumneavoastră, oftalmolog. Ce spuneți mie că doctorița a refuzat aparatura? Păi aparatura aceea care a fost adusă a fost pentru a fi dotat cabinetul de oftalmologie și alte cabinete pentru a putea primi acreditare spitalul, domnul consilier. Dacă nu știți nici măcar atâta lucru, mai bine tăceți din gură. Dacă nu ai o anumită aparatură pe o anumită specialitate într-un anumit cabinet, nu primești acreditare.
Și atunci dacă doctorul spune, nu-mi trebuie mie asta, ci mi-ai luat mie asta. Acea aparatură este necesară pentru că nu poate să fie acreditat acel spital. Deci ați cumpărat aparatură doar ca să fie. Domnule, a cumpărat aparatură pentru a putea să fie acreditat spitalul. Nu a cumpărat nimeni. Aparatura aceea este luată pe proiect european, ca să ne înțelegem. Spitalul Comănești, nici spitalul Comănești, nici bugetul local nu a suportat niciun leu plată la acea investiție. Este vorba de investiție de milioane și zeci de milioane de euro cumpărată pe fonduri europene. Și a fost luat cerințele și nomenclatorul privind funcționarea și acreditarea spitalelor și a luat fiecare specialitate. Ortopedie. Trebuie aia. Avem? Nu. Lipsește-le aia și lipsește aia. O cumpărăm. Pentru că dacă nu avem, nu ne acreditează compartimentul, specialitatea, secția respectivă. Diabet. Ce mai avem noi pe acolo? Cardio. Și așa mai departe. Urologie. Toate specialitățile. Dumneavoastră știți câte specialități are Spitalul Comănești. Dumneavoastră știți câte cabinete funcționează în Spitalul Comănești. Dumneavoastră știți câți medici are Spitalul Comănești. Dumneavoastră știți câți asistenți are Spitalul Comănești. Spitalul acesta este doar cu o conducere interimare numită de dumneavoastră. A fost de 20 de ani conduc orașul Comănești și de ca un titlu la acest spital și vă preocupă să aveți tot timpul oameni obedienți. Eu nu am spus că aș fi titlu, ci dumneavoastră spuneți că aș fi ca și un titlu. Da, puteți să mă considerați ca și un titlu, pentru că eu mi-am pus la dispoziție sănătatea și viața pentru a salva acest spital de la închidere. Dumneavoastră când spitalul a fost închis, unde erați, domnul consilier? Când Spitalul Comănești era închis... Eram prost și vă susțineam pe dumneavoastră. Pe mine m-a susținut. M-a susținut de buzunar mă susținea, domnul. De buzunar. Vă curgeau mucii după buzunarele mele, domnul. Da. Pe vremea aia, dumneavoastră, umblați după banii din buzunarele mele. V-am plătit niște bani degeaba și când v-am tăiat macaroana, v-ați urcat pe gard. Ați început să faceți tot felul de miștouri. De la sponsorizarea care am făcut-o prima dată, că am zis ca să ajut un student din la vremea aia de 12 milioane. Pentru banii respectivi, da? Și două lucrări. Care am cumpărat-o tot de la dumneavoastră din magazin a fost domnul. Da, domnilor, cu oameni de ăștia, oameni buni, nu mergem la drum. Cu ăștia mergem la Perzanie. Oameni care, întrebați-l pe Părintele Ligă, de câte miliarde la sut, domnul consilier? Nu așa de curiozitate, peste 2 miliarde. Părintele Ligă, i s-a terminat biserica Sfântul Ștefan și Părintele Ligă iese la pensie și nu mai are cine-l pompa cu bani, pentru că în tinerețe l-am pompat eu cu bani. După aia mai ciugulit, de la o biserică, de la nu știu unde. Acum biserica nu-ți mai dă bani, domnul consilier. Consiliul local nu-ți mai dă bani, domnul consilier. V-am dat 300 de milioane de la Consiliul Local fără să faceți nimic. Și mai departe, dumneavoastră, vă faceți damblaua arătându-vă frustrările și nemulțumirile în Consiliul Local. Eu cred că este cazul... Ați câștigat mandate cu munca mea. Da. V-am spus că omul are frustrări. Da, acum pe munca cu ea câștigat. Că atât am mai bârfit, nu se mai poate. Cu ce? Păi nu m-ați sprijinit acum de am câștigat. Am câștigat. Ce îți vor, domnule? Dar, domnule, toate obiectivele din orașul Comănești, școli, spitale, grădinițe, toate acestea au fost făcute și plătite către proiectanți, către firme de consultanță, către firme de construcții, către firme care sunt în diverse domenii și specialități. Omulețul mi-a dat o planșă mititică formată așa, copiată de pe la București, de pe la tramvaile din Bașa și ne-a vândut-o cu 300 de milioane. O hârtie de 2 lei. Și după aia mi-am dat seama că omul fură curent. Când am văzut că cerim încă o dată să mai dau 300 de milioane. Și i-am tăiat macaroana la om și de asta e frustrat omul. De asta e.
Ce crezi că dacă intră alt primar poate să-ți dea bani așa degeaba? Niciodată nu o să-ți poată dea bani. Niciun primar nu poate să facă lucrul ăsta. Ce bani ai plătit dumneata, domn primar, pentru izvoare? Pentru izvorul Gaion și izvorul de la... Domnul Sacra, vreau să încheie. Întrebați cât? 300 de milioane v-am dat bani, cash? Aia erau pe mai faleză. Da, ce faleză, domnule, faleză? Ai făcut faleză? Ai făcut dumneata vreo faleză în viața asta? Da. Ai făcut vreo faleză? Faleză de la mine. Ce vorbești, domnule? Ce? Dumneata ai dat ordine la Dumnezeu să vină inundații ca eu să pot să fac faleză, nu-i așa? Dumneata m-ai chemat pe faleză să spun cum ar trebui să arate acea faleză. Am chemat atunci pe cineva care era deșteptul satului. Păi, înțelegi? Erai deșteptul satului, dar după aia s-a demonstrat că de fapt erai jăpcuitorul satului. Că umblai după bani, umblai după bani, nu umblai după faleză, umblai după bani. Niciodată de aberații de genul pe care i-a spus dumneavoastră. În primul rând, dacă părintele s-ar fi considerat germanic, mi-ar fi spus-o personal. Eu cu părintele am colaborat și... Dacă când te-a forcăit bine de tot domnul Lupu care a murit acolo la biserică, când te-a forcăit de față cu mine, de față cu mine și cu părintele, când te-a forcăit pentru banii care îi cereai pe acolo, nici atunci nu ți-a ce minte? Domnul Lupu care a murit, domnul Lupu. Să vă obțină proiectul cu casa prezidicală. Eu am venit cu un proiect făcut integral. Da, integral. Păi nu ți-a spus atunci că habar n-ai nimic cu picturile, atâta. Doar că știi să faci picturi. Nu faci proiecte de arhitectură și de... Cu pixul, da? Și vreau să vreau aici. Domnul Sarca. Domnul Sarca. Nici o calificare pentru construcții, domnul Lupu. Și de ce n-ai ripostat când te-a porcăit, domnule? De ce n-ai ripostat? De ce n-ai zis nimic? Pentru ca să mă ripostez acum, uitați. Da, ia că ai bine că ripostez acum, să mai vadă și alții cât de deștept ești. Ca să mai vadă și alții. Crezi dumneata că dacă nu erai dumneata, nu se făcea nici faleză, nu se făcea nici spital? Dar din ce nu zici de spital? Care e atribuția dumneata la spital? Devii acum și faci obiecțiuni. Care e atribuția dumneata la școli, la... Asta este atribuția mea, doar că lucrurile să meargă bine. Aoleu, dar ce ai o pictură care s-a bodmolit și ți-o terminat bopseaua? Ce să meargă? Păi dar dumneata ești artist plastic, domnule. Ești artist plastic. Nu-ți plac culorile, nu-ți plac culorile spitalului. Dumneata atâta poți să-ți dai cu părerea în ceea ce privește... Eu sunt membru al Uniunii Artiștilor Plastici. Și de ce nu ai venit cu îmbunătățirea calității arhitecturii? De ce nu ai venit? De ce nu am apelat? Pentru că ești prea scump, domnule. Pentru că jăgmănești lumea la drumul mare. Și am aflat... Dar de ce mi-ai dat înapoi 3.000 de euro? Pentru ce mi-ai dat dacă nu te-am apreciat? De ce mi-ai dat banii înapoi, domnule? Pentru că te-a scos nevastă mea pe ușa afară. Când a văzut ce bat jocul ai făcut în casă la mine. Pentru că mi-ai vopsit perețe cu roșu și cu toate tâmpedele. S-a divorțat soția mea. Este un mit aici care se propagă în mediul ăsta care adoră vârstele de multă vreme. Domn primar a apelat la mine să fac servicii de design. Hai, gata, lasă, gata cu povești. Domnule, suntem în ședință de Consiliu Local. Domnul Sarca, o să fiu nevoit să vă scot afară din... Gata, am bați în chiar. Domnul Sarca, supun la tot proiectul de hotărâri. Domnul Sarca, vă rog să încetați acum. Va ajunge că a trecut și campania electorală, o să treacă și campania asta electorală. Și vor mai trece și alte campanii electorale. Domnul Sarca, suntem și de găsură cu proiectul de hotărâri. El mai vroia să mai vândă un tablou. Mai vroia un tablou să-l vândă cu vreo 12.000 de euro. Asta mi-a cerut. 50.000, domnule. Da. Ia că n-am vrut să mi-l cumpăr, domnule. Sunteți mulțumit? Dar tupeu a avut nevastă mea să vă scoată pe ușă. Nu eu. Domnul Sarca, nu are legătură cu proiectul de hotărâri. Să pun la vot proiectul de hotărâri. Cine este pe asta? Domnul Sarca, hai că ne-am lămurit. Mai fă și la alții paspart. Mai fă la alții. Dacă mai poți găsi bani. Bani. Mi-ai cerut 12.000 de euro. Păi am cumpărat apartamentul cu bani mai puțin, domnule.
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 la serviciul local Eco Valea Muntelui Comănești. Proiectul a fost prezentat în cadrul comisiilor. Dacă mai sunt alte discuții, dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Păi da, în afară de domnul președinte, vă rog, când formulați întrebarea cine votează asta, așa se pune. În afară de domnul Sarca, se mai abține cineva? Vreau să se uite în procesul verbal să vadă câte HCI-uri am votat. Domnul Sarca, la proiectul ăsta de hotărâre, ați votat? Cum ați votat la proiectul ăsta? Domnul Sarca, la proiectul ăsta de hotărâre, cum ați votat? Pentru, pentru, da. Proiectul numărul 5, proiectul de hotărâre, domnul Sarca. Mai induceți chestia asta? Domnul Sarca. Proiectul numărul 5, proiect de hotărâre privind contracte de concesiuni și închirieri terenurilor. Proiectul a fost prezentat de domnul Cosmin Chiriac. Dacă mai sunt alte discuții? Dacă nu, supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Domnul Sarca, la fel. Pentru, da? Întrebare. Domnul președinte, rugați-l să fie respectuos față de colegii dumneavoastră din Consiliul Local. Toată lumea ridică mâna, dânsul butonează telefonul. Probabil că m-ar primi ceva sfaturi. Proiectul numărul 6. Proiect de hotărâre privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice din cadrul Colegiului Tehnic Dimitrie Bica Comănești. La fel, materialele au fost prezentate în cadrul. Dacă mai sunt alte discuții, dar să punem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Domnul Sarca e pentru. Da, oi, bine, da, e bine, da. e bine. Proiectul e bine. La ultima ședință votează câteva proiecte, excelent, înseamnă ridicarea cea bună. Proiect de hotărâre privind rectificarea, modificarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului orașului Comănești și al serviciilor publice subordonate. Proiectul a fost prezentat în cadrul comisiilor. Dacă mai sunt alte discuții? Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Proiectul numărul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice de funcționare pe timp de război pentru aparatul de specialitate al primarului orașului Comănești și pentru serviciile publice subordonate. Proiectul a fost prezentat în cadrul comisiilor. Dacă mai sunt alte discuții... Aș avea rugămintea, domnul președinte, da, să vă comunic că acest proiect sau date privind aceste nu sunt publice. Ca să știți. Acest proiect care se refere la structura organizatorică de funcționare pe timp de război nu sunt date publice. Să dea Dumnezeu să nu se întâmple, așa că supune la vot proiectul de hotărâre. Supune la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Proiectul numărul 9. Proiect de hotărâre privind scutirea de la plata a accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare restante la 31 august 2024, datorate bugetului local al orașului Comănești de persoane fizice și juridice. Domnul Albu Ionuț ne-a prezentat proiectul de hotărâre. Dacă mai sunt alte discuții? Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Proiectul numărul 10. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al orașului Comănești în consiliile de administrație și în comisiile de evaluare și asigurarea calității în unitățile de învățământ din orașul Comănești. Propune? Domnul președinte, aș vrea, da, să fac următoarele propuneri pentru consiliile de administrație la școala Liviu Rebreanu, doamna presecarie Elena și domnul Banu Răzvan, la școala Ciprian Porumescu, domnul Darie Irinel și Cosma Florin, la Colegiul Tehnic Dimitrie Vica, domnul Șopârtoc Teofil și domnul Banu Răzvan, iar în cadrul comisiilor CEAC, la școala Liviu Rebreanu, domnul Cosma Florin, la Colegiul Tehnic, domnul Lai Robert, iar la școala Ciprian Porumbescu, doamna presecarie Elena. Mai sunt și alte propuneri? Dacă nu, până se pregătesc buletinul de vot, trebuie să mai departe. Hai să mai departe. Da, da, da. Vreți să mai spun câteva de la CEAC la... Da. Dați-mi propun să trecem la punctul numărul 11. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui apartament aflat în domeniul privat al orașului Comănești, județul Bacău. Proiectul a fost prezentat în cadrul comisiilor. Dacă mai sunt alte discuții referitoare la proiect... Aș vrea eu să intervin, domnul președinte. Da. Deci,
Poate nu știe lumea și poate nu sunt informați bine și de aceea apare tot timpul că a mai fost supus spre aprobare odată într-o ședință. După ședință am văzut un domn consilier care face acum mare vâlvă prin Consiliul Local. Vai, dar eu am aprobat, felicitări, bravo, îi spunea lui ăla. Eu știind că dumnealui s-a abținut, domnul care s-a abținut. Și știind că s-a abținut, mă uitam la el cum îl trombonea pe ăla că bravo, felicitări. Și omul a venit la mine, pe bună dreptate, știind. Domnul Grai a spus asta de mine jos la Andrei. Vă rog, nu vorbeam cu dumneavoastră, vorbeam cu Consiliul Local. Și spunându-i că bravo, felicitări, omul a venit la mine, că domn primar, că mulțumim că a trecut proiectul, dar n-ai pentru ce să mulțumești, pentru că nu eu aprob proiectul, ci Consiliul Local, iar Consiliul Local s-a abținut. Cel care vă spunea dumneavoastră că felicitări și bravo, că nu știu ce, chiar dumnealui s-a abținut. Acum să vă spun istoricul acestui apartament. În acel apartament a locuit familia lui, părinții lui. Au locuit de când l-a preluat, de când l-a primit de la Igo, așa cum am primit toți din această sală, care locuiesc la bloc și care am primit apartamentul, cărora ni s-a făcut contract de achitare pe loc sau cu plata în rate, așa cum l-am plătit eu prin cec și am avut rată pe nu știu câți ani, pe 15 ani, dar vă dați seama că valoarea care a fost la vremea aia și cât am plătit în rate, am plătit prețul unei perechi de tenis. Cu asta am cumpărat apartamentul. Noi, toți, nu numai eu. În schimb, părinții lui n-au avut probabil atunci posibilitate, nu i-a învățat cineva și nu a făcut acel contract ca să fie cumpărat. Și au locuit cu chirie până când au murit, până au decedat. Dar când au decedat, deja apartamentul era într-o stare deplorabilă, în așa hal de devastat sau de degradat, încât prin acoperiș, că era etajul 4, era o gaură de vedea luna, plină, goală, rotundă, nu știu ce, sau dacă era nor. Se ploua în casă, dirupea. Și băiatul lui, fiind cel care a locuit și el în apartament, a solicitat ca să vină să-și cumpere. Și pentru aceasta și-a turnat placa de beton acolo să stopeze inundațiile, infiltrațiile, că se ducea apa și la apartamentele de mai jos. Era un scandal monstru pe toată scara respectivă. Drept pentru care s-au făcut toate aceste demersuri pentru a-l achiziționa. Nu susțin să-l aprobați să-l cumpere, nu susțin și nu vă doresc să nu-l aprobați. Dumneavoastră puneți-vă în situația în care părinții dumneavoastră ar fi locuit acolo și dumneavoastră de când mic v-ați fi născut acolo și acum se chinuie să-l cumpere la niște prețuri de 10-100 de ori mai mult decât l-ar fi putut cumpăra părinții lui și nu l-au cumpărat. Despre asta e vorba. Nu că e vreo ghidușie, vreo nu știu ce, care să credeți că cineva are vreun interes. Nu are nimeni nici un interes. Interesul este ca apartamentul să nu mai fie într-o stare degradată și noi, ca și Consiliul Local, nu avem bani ca să băgăm bani în el, să reparăm. Despre asta e vorba. Da, mulțumesc, domnul primar. Supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este? Secundă. Deci acești bani să-i devină la bugetul local. Și dacă nu mă înșel, cred că banii de învățare a lui pot fi folosiți doar pentru investiții. Cred că așa spune corul administrativ, nu? Sper să nu greșesc. Sunt bani, e un avut public, vândut pe unitățe persoane. Eu așa știu, că banii doar pentru investiții. Pe mine nu mă deranjează să contribuie acest apartament. Nu am nicio treabă cu el, Doamne ferește. Dar atâția tineri muncesc unde muncesc și cumpăr apartamente în Comănești, 30.000, 40.000, 25.000. Dar n-ați sesizat ce a spus la început. Este apartamentul în care el a crescut de mic copil. Dar primar, eu nu vă contrazic. Dar la ora actuală este un bun al Consiliului Local. Nu pot să spun ceva în care... Dar nu scoate nimeni. Dar totuși prețul ăsta, eu trebuie. Am explicat. Lăsați-mă puțin. Doamne, lăsați-mă puțin. Era timpul mai ieftin decât... Da, doamne, dar noi vorbim în ziua de azi. 9.000 de euro. Păi râsul curge la preț. 9.000 de euro. Cu un raport de evaluare, 9.000 de euro. Ați încercat să ne faci raportul ăsta de evaluare. Conform legii trebuia făcut. Cum trebuia făcut? Cine trebuia să facă raportul ăsta? Cine a solicitat raportul ăsta de evaluare?
În baza la cine a făcut raportul ăsta? L-a solicitat primăria. Primăria. Să cunoască valoarea. Păi normal. Și a spus așa, mulțumesc cu 9.000. Păi un apartament care era degradat total. Degradat, depreciat total. Dar și degradarea asta? Primăria, în 30 de ani, la Revoluție încoace. Deci apartamentul a fost a părinților lui. A părinților lui. A lui Igor și a părinților lui. Nimeni nu s-a îngrijit din toate autoritățile astea publice să vadă ce-i cu el, de-o ajuns apartamentul, de-o crăpa placa. La vecinul din lângă, de ce nu o crăpa placa? Sau și eu și mă întreb. Eu nu au avut bani oamenii să-l facă. Nu au avut bani. După ce au murit părinții, a rămas în paragină ani de zile. Drept așa pentru... Așa că mai sunt vreo 40 de apartamente. Primăria a preluat degradarea. Nu l-am avut noi de la început. De la Igo, acum 20 de ani. Păi bun, și din două, de când au dispărut Igo și au apărut comunat, Sergiu, s-au pus o numele din 2009. Dom'le, important este ca să vadă băiatul ăla intenția bună de a-l sprijini și să vadă intenția bună a dumneavoastră de a-l refuza. Deci asta e toată povestea. După ce vă duce și îl felicitați și spune bravo, domnule, pe uite ai luat. Stați puțin, ne aduceți discuția la vârstă. Ca să vă completez așa puțin. Când domnul Sarca stătea de vorbă în fața școlii, eu eram mai sus undeva. V-ați dus la domnul care era cu Sarca și i-a spus, hai mai nu mai stai de vorbă cu ăsta, că ăștia sunt așa, o nu știu ce. Păi da, i-a spus că ăsta n-a votat, domnule. Domne, nu-l mai băga în seamă pe ăsta, că ăsta n-a votat. Eu l-auzisem pe acest consilier care spunea, felicitări, bravo, bravo, felicitări. Deci, ideea este felul următor. Eu vă spun Dar eu am spus felicitări doar jos unde eram cu domnul Constantin, cu domnul Berea și cu domnul Sarca. Atât. Nu era altcineva și puteți să dar nu discuție cu domnul primar, eu când am spus felicitări, am fost trei acolo și dacă vrei să recunoaște, să recunoaște. Nu, eu n-am nicio problemă. Discuția mea este așa. Dumneavoastră, ați venit ședința trecută, nu? Pentru un împrumut de 5 milioane. Când nu sunt bani la buget, pentru cofinanțări, când nu sunt pentru alea. Un împrumut corect, l-am votat, n-am spus nimic, de ce nu l-am votat. Dar acum dumneavoastră nu vă îngrijesc din bugetul ăsta să vină bani la buget? 9.000 de euro, mi se pare. Într-o emisiune TV, a spus că, domne, pomănești apartamentele să vând cu 70.000 la Vegas. Păi și noi vin cu 9.000 euro. Eu aici mă mișcă, omul ăla poate să-l cumpere. Dar 9.000 îmi pare un preț. Nu zic acum, du-te și vinde cu 60.000. Dar evaluarea asta la 9.000 de euro, apartament de 4 camere de 875 metri pătrați, fie el și-a dat bani. Bun, o mai băgat omul, 600 de milioane, o mai băgat 14.000 de euro, 10.000 de euro în ea. Scuze, dar totuși, eu dacă mă duc acum, oriunde m-aș să cumpăr un apartament, râd de la zi, dacă este că vreau să dau 20.000. Eu v-am spus că nu vă spun ca să-l votați, nu vă spun să nu-l votați. Faceți cum vreți dumneavoastră, cum gândiți și cum credeți că e bine. Până la un preț cât de cât. Atașamentul pe care are față de spațiul acela unde a fost primărit. E vorba de a respecta sau nu legea. Și pur și simplu, preemțiunea, nu există în totul administrativ. Ce articol de lege s-a încălcat? Nu de drept civil, deci e vorba pur și simplu de faptul că preiențiunea nu a fost... Sper că băiatul ăla va urmări ședința și va vedea că eu personal n-am vrut să-l mai pun pe ordine de zi, încă o dată. Dar a zis că a discutat cu consilierii, că i-a reglementează tocmai situația chiriașului. Deci este act normativ special care reglementează situația. Repet, și chiriașul poate cumpăra data. Nu se face licitații. Pentru că el care chiriașul, cui poate vine? Să scoată pe om care a investit. Doamna, aveți perfectă dreptate. Eu nu vă contrazic. Conform legii, el are drept, un fel de drept de preemțiune, sau cum ar fi el, nu contează, are dreptate să-l cumpere. Aceea, nu sunt de acord. Dar nu văd niciun fel de stres așa, doamne. Poftim? Nu, ziceam că există act normativ. Da, nu, nu văd de asta. Omul are dreptul să fie la vot. Da, la vot. La vot. Asta spun, dar nu vă să tragi pe la somne, 9.000 de euro. E pe oană, bă. Dar lasă-mă. Să punem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineți? În afară de domnul Sar, ca să mai abține cineva? Așa, pentru că noi nu ieșim la număr, da? Vă rog să ridicați mâna sus care... Că suntem mai puțin, da? Care sunt de acord cu vânzarea apartamentului, da? Așa este proiectul de hotărâre făcut. Cât suntem?
Împotrivă? Domnul Banu se abține pentru că... Nu participă. Nu participă la vot. Abține. Abține. 6 abține. Sau 7, nu-l văd pe domnul Chiboi. Abțineți. Proiectul numărul 12. Dacă mă întrebați acum pe mine cum îl cheamă pe băiatul ăla și de unde îi și ce-i, habar nu am. Omul ăla a venit o singură dată. Și m-a rugat, dacă putem, să... Nu am nimic împotrivă. Consiliul local hotărăște dacă se poate vinde, să vândă. Dacă nu se poate să vândă, nu se vinde. Și cu asta am terminat discuția. Proiectul de hotărâre nu a trecut. Da, spuneți. Proiectul numărul 12 pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind scoaterea unui imobil din administrarea SECI Apa Ser, totuși SRL. Are supunem la vot. Cine este pentru? Identica la... Proiectul numărul 13, proiect de hotărâre privind aprobarea modelului de acord de parteneriat privind înființarea unor puncte de returnare a ambalajelor SGR pe raza orașului Comănești. Proiectul de hotărâre a fost prezentat în cadrul comisiilor de specialitate. Dacă mai sunt toate discuții, dacă nu supunem la vot proiectul de hotărâre, cine este pentru? Împotrivă? Abține? Poate, domnule Jente, trebuie să explic un pic, poate nu știu. Suntem obligați, ca și unitate administrativă teritorială, să venim în sprijinul celor care intră în acest circuit al reciclării deșeurilor ambalajelor și din această cauză, mulți agenți economici care funcționează pe raza orașului Comănești și care nu au posibilitate ca să adapteze un astfel de sistem, vor beneficia prin funcționarea acestui sistem, deci toată lumea are unde să ducă ambalajele. Că sunt unii care spun că nu are, că nu știu ce, că îi spui coadă la nu știu unde, nu știu cum. Deci, este amplasat în zona Zăvoi, lângă Clubul Elevilor. Pe latura, dinspre strada Pietricica, cum mers pe Releorta. Chiar pe colț acolo, acolo va fi amplasat acest sistem, unde vor fi va fi posibil să depoziteze și noi toți, și dumneavoastră, și fiecare, putem să depunem acolo aceste ambalaje. Da. Proiectul numărul 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții, dezvoltarea rețelei inteligente de distribuție a gazelor naturale la nivelul orașului Comănești, județul Bacău, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții Angel Salini, precum și asumiri reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului. Proiectul de hotărâre a fost prezentat în cadrul comisiilor, dacă mai sunt alte discuții. Dacă nu supunem la vot proiectul de hotărâre, cine este pentru? Împotrivă, abține, mulțumesc. Domnul președinte, aș vrea ca să informez consilierii, că sunt care nu știu, în momentul de față, proiectul este realizat în proporție de peste 70%. Deci s-au realizat din 40 și nu știu câți de kilometri, cât sunt? De 45. Da, este în care vreau realizat în proporție de... Deci s-au realizat câți kilometri și atâta am nevoie să-mi spuneți. Nu știu cum spune. 33 de kilometri. 33. Din 45 de kilometri este realizat 33. Din 45. Partea de informatică. Da, atât. Mulțumim frumos. Proiectul numărul 15. Și avem, auziți, domnul vice, m-a informat, acum nu știam, numărul de branșamente, sunt peste 400 de branșamente realizate până în momentul de față, dar se lucrează intens la acest lucru. Și pentru continuarea extinderii rețelei, a celor 12 km mai sunt, nu? La 33 la 45. Deci mai sunt 12 km de realizat și branșamentele până la numărul de 1900, am avut 1900 aprobat inițial, 2300, a scăzut la 1900 și acum iar 2300. 2123.
De aceea trebuie să spunem la toți cei care sunt, cumva, să zicem, nelămuriți, că a trecut conducta pe la poartă și nu a fost branșat, ori constructorul nu a avut cererea pentru branșament, ori s-a omis din cadrul proiectului și nu a fost trecut pentru branșament, dar nu va rămâne nicio locuință din orașul, din cadrul acestui proiect, e vorba de cartierele Lunca de Jos, Lăloaia și Șupan, Lăloaia stângă, Lăloaia dreaptă, Șupan, care să nu fie branșat, care să solicite și să nu fie branșat. Proiectul numărul 15, proiect de hotărâre privind modificarea HCD numărul 2 din 30.1.2024 privind acordarea unei subvenții din bugetul local al orașului Comănești pentru finanțarea funcționării serviciului public de salubrizare. Doamna Arun ne-a prezentat proiectul de hotărâre. Dacă mai sunt alte discuții, dacă nu, supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Proiect. Aș vrea ca să informăm totuși pe cei care ne urmăresc și pe consilieri locali, că numai la această aprobare noi subvenționăm de la bugetul local 17 miliarde de lei vechi pentru a putea să efectuăm aceste transporturi și de depozitare la groapa de gunoi Bacău. Deci gândiți-vă, cheltuielile și prețul de cost pentru noi ca și cetățeni pentru a aduce gunoiul la Bacău. Pentru că ni s-a desființat societatea noastră care efectua acest serviciu. Și am fost obligați să ne ducem cu pălăria în mână la alții care să ne ia banii. Despre asta e vorba. Deci noi am fost primii din județul Bacău care am câștigat un proiect pe 8 localități din județul Bacău, de pe Valea Muntelui, de la Dofteana până la Ghimeș, și care într-un final ne-au scos din acest proiect, obligându-ne să ducem deșeurile la un alt agent economic și căruia trebuie să-i plătim cash. Cash, bine vorba, că nu-i plătim cash, îi plătim ca popa. Atât. Proiectul numărul 16. Proiect de hotărâre privind modificarea unor suprafețe pentru imobile înscrise în cartea funciară cu numărul 64.237, 61.497, 61.475 și 64.145. Domnul Cosmin Chiriac ne-a prezentat proiectul de hotărâre. Dacă mai sunt alte discuții, dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Proiectul numărul... A votat și domnul consilier, că n-am fost pe fază. A votat. Proiectul numărul 17. Proiect de hotărâre privind darea în administrare unei suprafețe din clădirea Centru 5 Comănești, proprietate publică a orașului Comănești, către Agenția Națională a Zonei Montane. La fel, domnul Cosmin Chiriac ne-a prezentat proiectul de hotărâre. Dacă mai sunt alte discuții... Domnul președinte, aș vrea eu ca să vă spun că este vorba de un birou, practic, pentru funcționarea acestui centru, care aparține de Agenția Națională a zonelor montane, și până acum acest centru a funcționat în comuna Dofteană. Pentru că ni s-a solicitat acest lucru. Fiind Comănești într-o zonă clar, mult mai, care în toată zona muntelui până la Ghimeș, am venit cu această solicitare ca să-i oferim acest birou domnului de la Agenției Zonei Montane. Proiectul numărul 18. Nu s-a votat. Proiectul hotărâre privind... Nu, dar 17 s-a votat. Nu s-a votat. La proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Proiectul numărul 17. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Proiectul numărul 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii exercitării dreptului de administrare de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău a unui imobil situat în orașul Comănești, județul Bacău. Proiectul a fost prezentat în cadrul comisiilor de specialitate. Dacă mai sunt alte discuții, dacă nu, supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Cum o să vă rog? Deci pentru. Cine este pentru? Și împotrivă?
Mulțumesc. Proiectul numărul 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general, faza proiect tehnic pentru proiectul, achiziția unor sisteme inteligente de management urban în orașul Comăneci și Dețul Bacău, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, PNRR, componenta 10, fondul local, cod proiect C10I1-2-317. Proiectul a fost prezentat în cadrul comisiilor. Dacă mai sunt alte discuții... Aș vrea să, tot așa, să vă aduc eu la cunoștință și să știe toată lumea despre ce e vorba. Este vorba de acel proiect care a fost împreună cu proiectul privind pistele de biciclete. Acest proiect privind rețelele acestea inteligente, sistemele inteligente de management urban în Comănești, vor fi amplasați niște stâlpi inteligenți pe toată zona falezei, de la pod peste Trotuș, de la intrarea în oraș, acolo spre Mercurea Ciuc, și până la centru de agrement în zona la puntea, de la puntea de Șufet spre Șupan. Acești stâlpi se numesc inteligenți pentru că vor avea camere de luat vedere, sistem de iluminat, sistem wireless gratuit pentru toți cei care sunt în zona respectivă, sistem de panică. Fiecare stâlp va avea un buton în momentul în care cineva ar sesiza că este atacat, că este jefuit, că este nu știu ce, agasat în vreun fel, apasă pe un buton și în secunda următoare informația se duce către postul de poliție de unde va veni o echipă exact în zona stâlpului respectiv. Să vadă cine a acționat. Nu poate să fie neapărat acolo. Poate să vadă la o distanță de 2 stâlpi mai încolo. Dă la pasă pe buton și a venit poliția în secunda 2. Poliția națională sau comunitară? Nu știu dacă națională sau da, un post de poliție. Poate să fie națională, poate să fie poliția locală. Păi tocmai asta e scopul. Cum poate să folosească abuzivă butonul? Sunt camere video peste tot. Deci, domnul vice, cade treaba cu materialul infantil, da? Nu o să mai stimuleze. Dacă nu sunt câmpă camere video. Supunem la urmă proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Proiectul numărul 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea de documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul construire și dotare spital materno-infantil la Spitalul Orășenesc Ioan Lascăr Comunei, județul Bacău. Proiectul a fost prezentat în cadrul comisiilor. Dacă mai sunt alte discuții... Pentru cei care nu știu, aș vrea ca să informez că s-au făcut toate documentațiile, suntem acum la avizul din partea Ministerului Sănătății privind această investiție care este pe fonduri europene prin PNRR de construire a unui spital pe materno-infantil care privește doar problema de pediatrie, maternitate, ginetică și așa mai departe de la 0 la 18 ani și valoarea totală a proiectului este de 54 de milioane de euro. Pe această clădire este prevăzută și un heliport pentru a putea să beneficiem de servicii SMURT pentru tot spitalul, nu numai pentru materno-infantil, ci pentru tot spitalul Orășenescu Ioan Lăscăr. Da, supune la votare de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Proiectul numărul 21. Proiect de hotărâre privind acordul pentru sporirea gabaritului pe verticală la pod kilometru 74. 887, linia Adrut-Siculeni, expertiză și Dalin, investitor, Compania Națională de Cai Ferate București, CFR ESA. Aici nu particip la vot. Domnul președinte, îmi cer scuze, la votul punctul trecut de pe ordinea de zi cu spitalul matern a votat domnul care se abține? Votat. Că dacă a votat, o să vrea să fie titor la spitalul ăla. Până acum, dacă trecea pe acolo și vedea că nu știu ce, gata, e titor. Dacă primarul a făcut propunerea sau... Să aveți puțină decență, că vă simți, trebuie să aveți și dumneavoastră. Vorbiți dumneavoastră cu dumneavoastră însuși, nu? Proiectul a fost prezentat în cadrul comisiilor. Dacă nu sunt alte discuții... Eu, domnul președinte, aș vrea să vă subliniez faptul că
deși am mai discutat și la alte ședințe și deși v-am spus că mărirea gabaritului de înălțime a fost prima dată discutat prin adâncirea carosabilului, care necesita, s-au făcut studii geostudii de toate neamurile și s-a dorit să se coboare strada mai jos cu 20-30 de centimetri pentru a încăpea tirurile pe, cu orice gabarit care l-au tirurile normale, să poată circula pe aici. Lucrul acesta nu s-a putut realiza pentru că a trebuit, pentru execuția lucrării, a trebuit să deviată circulația pe niște străzi din oraș Comănești care nu suportau tonajul tirurilor. Trebuia deviată circulația dinspre Miercurea Ciuc spre Ajut, prin cartierul Șupan, pe străduțele alea pe acolo, unde automat că tonajul nu permite mai mult de 7 grăcești, iar dinspre Ajut spre Miercurea Ciuc trebuia deja prin Zăvoi, pe strada Gării, pe urmă strada este de rezistă tot la un tonaj foarte subțire, avea să-l faianseze tot de la un cablat. Și atunci s-a abandonat acea variantă. Sunt unii care insistă că trebuie neapărat să treacă tirul de pe aici. Cred că e un șofer de tir, ceva care e plenit să ducă la Oituz. Și atunci au făcut demersuri la Ministerul Transporturilor pe varianta căilor ferate române să salte podul de la sub Boltă la noi, să salte podul peste Trotuș, să ridice în sus, să ridice toată calea ferată de la un cap la altul pe o porțiune de, pentru a încăpea aceste tiruri. Dacă în momentul de față, când circulați pe stradă, dintre, pe porțiunea dintre Onești și, să zicem, Comăneștea Său, Miercurea Ciuc, observați câteodată că dacă prindeți două tiruri unul după altul, sau sunt și uneori trei tiruri, nu mai puteți depăși și nu mai puteți circula în veci. Trebuie să stați la mâna acelor tiruri. În condițiile în care gabaritul acestui pod este de 4 metri, cel care, că se motivează că a decedat unul, a căzut grinda, podul peste el și nu știu ce. Da, a căzut acea grindă și a murit acel om pentru că nu a respectat gabaritul. Cei care nu respectă gabaritul poate să-și probeze tirul pe sub grindă și pe sub pod. Să vadă dacă rezistă mai tare grinda sau podul sau tirul. Și atunci vede ce poate să pățească. Dar în momentul în care am aprobat să treacă toate tirurile care fac legătura cu Ardealul, pentru că este o zonă mai scurtă pe aici decât prin pasul Oituz, automat că numărul de tiruri cel puțin se va tripla. Și atunci noi, cei care locuim pe Valea Trotușului, nu vom mai putea să mai circulăm normal pe străzi. Pentru că convoaie de tiruri vor trece pe aici, la deal și la vale. De aceea vă rog să analizați și să vă gândiți dacă pe noi ne avantajează sau ne avantajează. Faptul că acei oameni nu respectă grinda și gabaritul este o problemă de semnalizare a acestui lucru. Se pot face sisteme de semnalizare optice, acustice, se pot aprinde niște, cum sunt la trecerile pietoni, cum sunt în diverse locații unde poate că atunci când a trecut, poate să fie presemnalizat optic, să vadă, sau poate să fie presemnalizat și acustică, dacă a trecut peste, are peste 4 metri, are 4 metri și 1 centimetru, să sune o goarnă în cap. Să vadă ăla, vădă din jos ce sună, ce s-a întâmplat. Să țiuie, să piuie, să facă bariera de la CFR. Și atunci poate să evite această zonă toată lumea. Dar nu putem noi să terorizăm întreaga populație a zonei noastre, pentru că acum toată lumea are mașină și se duce și la târg și la școală cu copilul. Și nu, ar trebui să nu mai ajungă la timp nici cu copilul la școală, nici la serviciu, nici nicăieri, pentru că nu știi câte tiruri vor trece pe tronsonul de drum pe unde va circula el către școală sau către serviciu sau către și mai departe. De aceea vă rog să analizați foarte bine că nu este de joacă și nu e de glumit când noi singuri ne putem face rău, nu
numai nouă, ci întregei populației de pe Valea Trotușului. Mulțumesc, domnule președinte. Da. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Cu abține. O abține? Eu nu puteam să-și argumentez dacă vă nu e nevoie. Da. Nu e nevoie, că dumneavoastră vă abțineți întotdeauna la dumneavoastră. Nu. Dumneavoastră trebuie să argumentați când votați pentru. Nu aveți cum procedați. Da? Da. Proiectul următoarea. În mod normal, noi ar trebui să îngrădim libertatea de mișcare a animalelor. Dacă vedeți, domnul președinte, 80% din tir, 80% din tiruri au gabaritul sub 4 metri. Deci noi nu interzicem... Vreau să spun că poate o ajustare a acestei cote ar mai atrage investitori, ar mai construi ceva locuri ce de muncă. Ce investitori? Ce locuri de muncă, domnul Sarcolatiu? În zona noastră, da. Ce? Care explicați un pic cum este legat tirul abrabaritii cu distanță. Vă rog să ascultați întrebarea. Da, v-ați vorba peste mine. Domn președinte, nu o secundă, ca să lămuresc. Îmi place cum a vorbit domnul consilier care s-a abținut tot timpul. Știți de ce îmi place? Pentru că a spus așa, nu putem obstrucționa circulația oricărei libertate de mișcare. Așa este. Deci noi, prin respingerea acestui proiect, încercăm să nu îngrădim libertatea de mișcare a tuturor cetățenilor de pe Valea Trotușului, care vine la servicii, care merge copil la grădiniță, la școală și așa mai departe. Dacă am dat drumul la tiruri, noi am îngrădit libertatea de mișcare a celor care funcționează. Dar cel mai important, s-a insistat pe acest proiect că a murit unul sub pod și că a dat cu tirul în grindă și că a căzut grinda pe cabină și l-a omorât. Dumnezeu să-l ierte, greșeala lui, nu-i greșeala noastră. Dar știți că strada aceasta, șoseaua către Miercurea Ciuc, este sub dimensiunile care ar trebui să fie un drum național? Știți că un drum național ar trebui să aibă 4 metri pe banda de circulație? Știți că strada noastră are, șoseaua noastră are doar 3,20 m în loc de 4 metri? Știți că acostamentul străzii ar trebui să aibă minim 1 m, 1,20 m pe toată lungimea acestei drum național? Știți că în anumite porțiuni nu are nici jumătate de metru acostamentul, nu mai vorbim de trotuare și alte servituți? Știți că cetățenii sunt obligați să meargă pe carosabil și bicicletele din cauza gabaritului și a străzii neconforme? Și atunci noi dăm drumul să vină încă 100 de tiruri pe zi ca să ne țină pe noi închiși în casă. Să îngrădim libertatea. Cum se coboare pernele și tot să treacă? Păi foarte bine, așa se facă. Așa se facă. Și atunci ce vin avem noi? Că el nu-și coboară pernele. Și ați riscul de a să mai crea accidente similare cu cele pe care le-ați pomenit. Da, da, accidentele similare care au fost pe... Așa vine unul supragabare și tot el. Dar vine ea cu butuși noaptea care trece și prinde și rupe tot. Că ea trece și în viteză, că se grăbește tare. Dar cum să nu? Nu există. Deci noi, dacă acest lucru se va întâmpla, țineți minte, cât voi trăi eu încă o lună, două, sau un an, sau 100 de ani, dacă nu voi mai fi vreodată pe pământul ăsta și cineva, un deștept, va veni ca să mai insiste iar că treaba asta e demarată de USR, de domnul Tamba, dinaintea noastră. El a venit cu aceasta, el era prieten cu Cătălin. Cine-i Cătălin, mă? Drulă. Cine-i Drulă? Ministrul Transporturilor. Și-a vorbit el cu Cătălin să coboare drumul. Acum a vorbit altul cu alt Cătălin să ridice podul. Oameni buni, ne creăm singuri disconfort și nesiguranță în circulație. Știți câți oameni au murit pe tronsonul ăsta? De la primăria Comănești spre gara său, spre Miercurea Ciuc, prinși de tiruri și de mașini, pietoni sau bicicliști? Zeci de accidente mortale. Zeci de accidente mortale. Și noi vorbim de unul care nu respectă gabaritul și se bagă ca prostul în grindă. Păi ce vorbim noi aici? Pentru unul ridicăm noi tirurile și astea ca să treacă convoiul de tiruri în loc să ne putem noi funcționa. Să facă prima dată strada de 4 metri de bandă pe bandă, drumul național, să ne facă trotuare și servituți și pe o parte și pe alta, conform tuturor staselor și a normelor drumurilor naționale și după aceea suntem de acord. Da. Dar altfel, nu. Da. Proiectul numărul 22, proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorului
studiilor tehnico-economici, faza proiect tehnic pentru proiectul, construirea, echiparea, operaționalizarea și funcționarea unui centru de zi pentru seniori în orașul Comunești, județul Oradea. Proiectul a fost prezentat în cadrul comisiilor. Dacă mai sunt alte discuții... Aș vrea eu ca să menționez, domnul președinte, că e vorba de acel centru pe care îl construim în incinta spitalului, în zona bisericii Mihai și Gabriel, parcă se numește, biserica din curtea spitalului, și unde va fi construit acest centru de zi pentru persoanele în vârstă, pentru seniori, și care va funcționa numai de zi. Ce înseamnă lucrul acesta? Înseamnă că cei care au merg la serviciu, își duc copiii dimineața la școală, la grădiniță, la creșă, și dacă are și o persoană în vârstă acasă, mamă, tată, bunic, îl poate înscrie la acest centru de zi, unde îl aduce și îl predă dimineața precum predai copilul la școală, la grădiniță sau la creșă. Și rămâne peste zi acolo. Unii se asigură servicii medicale, servicii de kinetoterapie, servicii de masaje, masajul uscat, servicii de tot ce vreți dumneavoastră. Inclusiv socializare, inclusiv o hrană caldă pe zi, inclusiv tot ceea ce poate să ofere un astfel de centru și fiind în incinta spitalului, în curtea spitalului. Orice problemă de sănătate ar avea în timpul celor 8 ore, 10 ore cât stă acolo, serviciul medical din cadrul centrului poate să-l ducă pe persoana respectivă, dacă are o problemă de tensiune, de ceva. Îl duce la spital, îl duce la cabinetul cardiologic, îl duce la RMN, la CT, la orice. Și poate ca să vină acasă deja cu toate investigațiile făcute, dacă are vreo afecțiune sau vreo problemă în sănătate. Ceea ce este un lucru extraordinar. Așa cum am ținut cu dinții, ca să putem să refacem spitalul, să-l reconstruim, să-l reînviem, pentru că așa cum v-a spus, a fost închis și l-am redeschis în urma demersurilor și a insistențelor și tot ce s-a făcut la vremea respectivă, așa susțin cu orice preț să facem acest centru. Și îl vom face. Și alături de acest centru, în locul fostului cămin, de acela nu este de zi, centru rezidențial, care funcționează la jumătate din capacitate, care funcționează doar parter și etajul 1. Etajul 2, 3, 4 nu funcționează, sau două etaje, 3, 4 nu funcționează, acel centru este al proprietății noastre, în proprietatea Consiliului Local Comănești. Și acolo am făcut demersul și am aprobat în proședința anterioară obținerea documentației pentru înființarea unui centru de recuperare care să aibă toate serviciile de recuperare așa cum le avem când mergem într-o stațiune turistică, când mergem la Techirghiol sau nu știu unde în țara asta, în loc să mai cheltuim bani, pentru că sunt persoane în vârstă și cu venituri foarte mici, pot să vină acolo dimineața să se trateze, să beneficieze de toate serviciile din lumea asta, aici, la noi acasă. Și în felul acesta, fără să mai facă eforturi, planificări, să găsească loc, nu știu unde, să-și ocupe loc din bară, din toamnă, poate să vină aici timp de 5 zile, 7 zile, câte zile vrea și să beneficieze de toate aceste servicii. Întrebați persoanele în vârstă dacă sunt sau nu sunt de acord, să vedeți dumneavoastră că nu veți găsi pe nimeni care să nu fie de acord cu construirea unei astfel de centru. Și pentru că există finanțare pe fonduri europene în acest moment, finanțare în valoare de 16 milioane de euro, ne-am înscris cu toată documentația și facem toate eforturile din lumea aceasta să construim și acest centru. O să ziceți că da, primarul are grijă de el. Așa este. Am grijă de mine și de toți semenii mei să avem unde să mergem să ne tratăm. Să avem unde să mergem să beneficiem de toate serviciile medicale, serviciile de kinetoterapie la centrul de seniori, serviciile de recuperare la acest centru, serviciile la serviciul spitalului materno-infantil și așa mai departe. Aceste lucruri le facem pentru că comunitatea ne-a trimis aici unde suntem noi
să facem ceva pentru această comunitate. Și putem face. Dar nu în timp ce facem noi aici, oh, dar știi că aș vrea eu să fac nu știu ce avion pe nu știu pe unde. Așa că vă rog să fim cât mai receptivi și să votăm pentru și nu să ne abținem. E bine că se face pentru seniori, că pentru tineri și pentru copii fac doctea la Moinești. În 20 de ani nu avem o sală de sport nouă în Moinești. Finalizată. În 20 de ani de mandat. Nu avem terenul de sport pentru sportul de masă. Terenul de fotbal la Comănești. Intră o asociație acolo ce și eu dacă vreau mâine să mă duc să joc un basket, n-am unde să văd. Terenul școlii nu-i pentru toată lumea, e închis. Săl de sport nu s-a făcut niciuna. S-a terminat doar asta de aici, în 2003-2004, când s-a făcut. În rest, niciun teren. Ar fi bine totuși să vă îngrijesc și treaba asta. Vreo 20 de ani de acum acolo, cât vezi noastră. Da, 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 da. Și eu m-am mirat când am intrat primarul în 2004. Băi, cum din au făcut ăștia nici o sală de sport, nimic? Nu mai amestec. Cum din au făcut nimica până la ora asta? Și eu trebuie să vin acum să fac și terenuri de lamba, și dar centrul de agrement ați auzit de el? Nu este pentru sport de masă. Intră doar pentru un concurs. Apropo, v-am rugat acum două ședințe să aduceți o... să informați și cu noi așa cam ce s-o cheltui, cam cum să... desfășoară activitatea la centrul de agrement și a spus că vă dau așa, la chitanță. Da, o să vă dau, dar am uitat de atunci pe loc. Vă rog să scoateți, doamna director economic. Scoateți-mi cheltuielile de acolo. Ideea este simplă. Personal vreau să-i le înmânez domnului consilier. Personal. E bine că se face cu uite până se termină pe cum încadrezi. Da, centrul de agrement ziceți că nu vă place acum. Nu, nu se place. Dar de ce? Dar acolo avem. Avem teren de basket, avem teren de fambal, avem teren de volei. Cine joacă acolo? Cine dorește să joacă? Cine, domn primar? Cine dorește? Ba da. Ba nu. Ba da. Eu dacă mâine vreau să mă duc să joc un basket undeva sau să joc, nu am unde să mă duc în teren de sport. Bun. Dar terenurile de la școală care le-am făcut acum. Nu am voie să mă duc să ale școlii. Eram spus, am specificat foarte clar. Bun. Pe da. Sport de masă, să ducă oricine, copilul vrea să joace în spate. Acum, în momentul acesta, suntem în derularea de 20 de a două proiecte mari. Baza sportivă Vermești, tot unde așa. Avem toate aceste facilități, atât pentru terenul în aer liber, cât și teren de arenă sportivă și așa mai departe, dar mai avem sala de sport de la Lăroaia, care, bineînțeles, o să spuneți, n-am voie, de ce? Că e în curtea școlii și nu mă lasă directorul. Păi dacă vă duceți acolo la școală, jucați, distrugeți geamul, distrugeți nu știu ce. Am auzit eu și la Aseu, jucau tinerii din Comănești și din alte părți, pe apa Aseu, nu știu ce teren au acolo, de... la partea. Ei, credeți că primarul i-a oprit și nu-i mai dă voie? Păi da, de ce? Pentru că distrugeau tot? Lunea veneau copiii la școală, curtea plină de... Există o metodă. În care sticle, bidoane, țigări există, și mai departe. Există o metodă, așa este. Terenul nostru, care a fost vândut de Dorinel Miron, echipe de fotbal de la Deva, a fost vândut, atenție, eu vorbesc nu pe crengi, a fost vândută echipa către echipa de la Deva, cu suma de 400 de milioane de lei de la vremea aia. Atunci nu erau lei vechi și lei noi. 400 de milioane a fost vândută echipa Minerul din divizia C, echipei, nu știu ce a fi fost, cred că n-au și aia tot Minerul, la Deva. Atunci nu v-a spus problema? Că era PSD-ul la putere. De ce n-ați făcut scandal atunci? Când a fost vândut... Eu? Da. Cum să fac scandal, domnule? Eu ce-mi doresc eu până ta v-ați scândit. Cum, domnule? Adică, domn primar, dacă eu vă spun clar, în 20 de ani de mandat, la iunie, nu ați terminat o sală de sport, nu ați făcut un teren unde se duc să joacă un copil. Arătați-mi mie, în afară de școală. Domnule, sala de sport de la școala Ciprian Porumbescu a fost făcută în mandatul meu de Compania Națională de Investiții. Care e sala de sport, domnule? Sala de sport de la Ciprian Porumbescu. Sala veche de sport? A fost reabilitată în mandatul meu. Reabilitată. Da. Hai, centrul de agrement a fost făcut în mandatul meu. Deci în mandatul nostru, adică dumneavoastră nu erați de aia, nu vă amintiți nimic, că nu știți cum să vă amintiți, când aveți și vă aminti. Păi ce, școală atunci? Păi erați la școală, erați elevi la școală, poate la grădiniță, nu știu unde erați. Dar noi construiam la vremea aceea săl de sport, centru de agrement, bază sportivă către Vermești și ca să nu ziceți că nu m-a interesat, iată că facem și la Lăloaia, la strada Costache Jucan,
cea mai mare sală de sport care o avem în Comănești, care este destinată tineretului, domnul consilier. Este destinată tineretului. Ați înțeles foarte bine ce a spus. Fix 20 de ani, fix 0. Nu vă vorbiți. De aceea sală, am pus o întrebare. Chiar nu se găseam în urmă în centrul cartierului, din marginea exerzului, i-a supus sala de sport, nu știu câte... Păi am făcut-o cât mai aproape de casa dumneavoastră, că tot v-am văzut nemulțumit într-una, nemulțumit. Bă, zi, face-l ăsta o sală de sport acolo, ca să își ocupe timpul. Că se tot abține în Consiliul Local, tot votează, se abține. Bă, dacă îi fac, își recrează mintea, își aerisește mintea și va veni la ședința de Consiliul Local mult mai deschis. Nu la marginea exerzului. Unde, în centrul cartierului? Unde? Uite, de la mai greu, se putea face o sală de sport. Dar s-a făcut că mai pe Cuza Vodă? Dar acolo nu este sal terenul de sport al școlii? Dar acolo nu e teren de sport al școlii? S-a făcut un loc de joacă supradimensionat și teren de sport a rămas doar terenul vechiul teren de handbal pe care îl puneți un gazon sintetic. Nu vă place terenul de handbal? Păi, îmi place, nu-i vorba de asta. Dar ce vă place? Ce vă place? N-am făcut o tablă de pictură acolo, că dacă făceam, erați mulțumit. Eram mulțumit de acolo. O biserică, dacă făceam, să aveți și pictat, să luați 2 miliarde. Aia vă plăcea. Dar rest... 500 de miliarde, domnule Marte. Și, repet, mai bate scâmpi pe tot felul de chestiuni care n-au nicio legătură cu subiectul. N-au legătură cu subiectul, au legătură cu biserica și cu bani. Cine joacă? Face? Domnul Saca. Dar aia care se duc pe apa său, care se duc pe apa său la partea. Acolo cum de se duc? Se joacă cu vacile? În mod normal trebuia construită în centrul cartierului. Școala, biserica trebuie să fie în centru. Și s-a avea sport tot acolo. A să pus și școala în marginea Iscazului. Toți copiii încă le plăiești. Până în partea alta. În schimb, abia acum ați renovat-o pe aia din centrul cartierului. Chestii care putea să fie legată și de o sală de sport construită în imediata vecinătate. Dar ce nu știți dumneavoastră este că eu am înregistrările dumneavoastră când vă făceați selfie și vă făceați pe jurul școlii. Uitați cum arată, uitați. Și eu îi spuneam în ședința de Consiliu Local, domnule, este în renovare, clar, este finanțată, este pe proiect european. El iar vine așa, uitați oameni, cum arată această școală. Dar acum de ce nu vă faceți un selfie la școală? Uitați ce se construiește aici. Uitați ce se construiește. Supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru, împotrivă, abține, mulțumesc. Proiectul numărul 23, proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință. Da. Mai sunt și alte propuneri? Dacă nu, supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru, împotrivă, abține, mai avem un proiect de hotărâre de aprobat. Păi, ca să o demolăm, trebuie să facem, da, putem să depunem acel proiect pe noua linie de finanțare pe port. Pe noua linie de finanțare. Îl depunem și o demolăm. Nu știu ce vreți. Nu vedeți că nu-i place că e la Islas școala aia. Aia-l-altă e prea în centru, aia-l-altă nu știu ce are. Nu-i mai plac școlile acum, bisericile, spre departe, trebuie mai în centru. Aștia, au legat la colegi. Înainte de a încheia această ședință, care spunem noi că este cam ultima ședință, îmi pare rău că n-am adus un pahar de șampanie sau ceva. Vreau să vă mulțumesc tuturor celor care ați lucrat constructiv în cadrul acestor ședințe de Consiliu Local. Trebuie să rețineți că aveți cu ce vă lăuda la nepoții și strănepoții dumneavoastră, că în perioada mandatelor
nu, din această perioadă, poate unii ați fost mai multe mandate, alții poate doar un mandat sau jumate, s-au făcut cele mai mari investiții din orașul Comănești, nu numai de la Revoluție, ci de la acum 100 de ani și până în prezent. Deci cele mai mari investiții, cele mai mari realizări care le-a putut avea Comăneștiul, le-a avut și le are în această perioadă. Avem cele mai frumoase proiecte, s-a investit în sănătate, s-a investit în educație, infrastructură, în creșe și tot ce vreți dumneavoastră, în străzi, în rețele de apă, rețele de canalizare, rețele de ce vreți dumneavoastră. Urmează cât de curând s-a dat în lucru PTH-ul pentru stația de epurare și canalizare, vor urma lucrările pe celelalte proiecte pe care le-am aprobat cu toții în aceste mandat. Nu chiar cu toții, nu a fost care s-au mai abținut câte un pic, dar proiectele au trecut cu brio. Și vreau să le mulțumesc tuturor celor care au înțeles importanța și necesitatea acestor proiecte pentru dezvoltarea orașului Comănești. Mergi pe pasă la noastră. Cosmin, ce ești la pensie? Ești la pensie? Numai la pensie sunt, dar trebuie și un baston trebuia să-i dea cu Cosmin. La ședința următoare. Cu semnul și cu ședința. O să ai bine. Da, păi el e bagul bun, de ce se tot s-aude. Aoleu. Mama, te iubesc. Ce, la ce vă uitați? Corpul de care l-au mandat, au pus cablul de la de sus, de la tavan până la jos. Sârma așa, și am pus ca să-mi pus niște țeavă din astea de la PPR. Și nu s-a mai rămas. Arăta urât sârmile alea toate. Vedeam la fiecare. Stătea la cablul. Capul ăsta, la sala au vrut ca să o facă, de acolo să ne trebuie la față, aici, la nivelul ăsta. Să facem în roată. Da. Și așa că am ales să o facem tavanul așa. Cum? La cine avem în față acolo? Ciocolată, am scris Cosmin. Cine avem în față? Ciocolată. N-avem o pictură. Asta. Nu înseamnă, frate, să știi. Privilegia de soare. Dacă îl prindea, nu l-am făcut. Nu trebuie să ne mai gândim cine s-a abținut, bineînțeles. Oricine dintre dumneavoastră s-a abținut. Da, oricine. Mulțumim frumos, s-ar putea să ne mai vedem la o ședință, s-ar putea. Dacă nu, încă o dată, consilierilor care nu vor mai fi, le urez sănătate și mulțumirile mele pentru tot sprijinul din perioada aceasta, pentru tot ceea ce ați făcut pentru orașul Comărești. Repet încă o dată, veți avea cu ce vă mândri urmașilor, nepoților și strănepoților noastre
Și vei spune, vedeți spitalul ăla, e construit când eram eu consilier local. Eu am votat ca să se facă acolo. Vedeți școala aia, e construit când am fost eu. Eu am votat ca să se facă școala aia. Vedeți sala aia de sport, centrul de agrement, centrul de gard, străzile, rețea de gaz, rețea de canalizare, centrul de zi pentru senior, centrul de recuperare, tot ce face. Vei spune cu mândrie, eu, dragul meu nepot sau strănepot, am fost care în perioada când am fost eu consilier, atunci s-au aprobat și s-a votat tot. Era primar Viorel Miron pe atunci. A, puteți să spuneți și asta, dacă vreți, dacă nu, nu spune cine era primar. Mulțumim frumos!